Avem bucuria în această zi să stăm de vorbă cu fratele Pastor și profesor Emanuel Dobrin. Frate Emanuel, aș vrea să încep cu o întrebare care are de-a face cu prima prezență pe care ați simțit-o din partea lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. Am bucuria să vă salut și eu și. De asemenea, bucuria e completată de împărtășirea acestor experiențe de viață. Am crescut într-o familie cu șase copii și mi-aduc aminte că aveam aproximativ șase ani și eram în Biserica Baptistă din Mediaș, unde pastor la vremea respectivă erau frate, frații, fratele Ștef și fratele Benicocar. Și într-o duminică. În timpul slujbei, fratele Ștef a făcut apel. Cine dorește să predia Domnului, să ridice mâna. Și pur și simplu am simțit că e momentul potrivit să ridic mâna. Și am ridicat mâna la vârsta aceea de șase ani. Nu știu ce am, ce am priceput, ce am înțeles atunci. Știu că părinții erau lângă mine și mama îmi făcea semn, lasă mâna jos, dar eu țineam mâna ridicată. Acum. Nu-mi imaginești ce am simțit ca și copil de șase ani, dar ceva am simțit de am răspuns acelei chemări și acelui mesaj. Iar ulterior zic că s-a confirmat lucrul acesta că am răspuns chemării lui Dumnezeu. Billy Graham spunea că un copil convertit este convertit pentru totdeauna. Aș vrea să te întreb cum l-ai privit pe pastorul Ioan Ștef, un pastor, la care predic, predică și eu m-am întors. Ce fel de predicator era fratele Ștef? Pentru noi, noi eram la Copșa Mică și eram cumva arondat sau eram sub autoritatea lui, el era pastor peste noi, tatăl meu era prezbiter în acea biserică, o biserică mică la vreo 30-40 de, de membri. Fratele Ștef ne vizitau cu oarecare regularitate. Venea lunar la masa Domnului și mai venea la diferite evenimente. Eram destul de apropiați ca și familie, pentru că tatăl meu a fost lider de tineret la Biserica Baptistă din Media și în vremea respectivă. Iar pentru, pentru noi, Ioan Ștef, fratele Ștef, a fost un om, un om deosebit. Era și un om extrem de calm, vorbea cu putere, simțeai care putere când vorbea, din Cuvânt, din Biblie. Și pentru noi totdeauna a fost o prezență plăcută și chiar așteptam să vină fratele Ștef. Și acum mi-aduc aminte cum stăteam pe trotuarul din fața bisericii și așteptam să vină Dacia cea combi. Avea o Dacia combi și așteptam să vină fratele, uh, fratele Ștef. Anii 80, când alături de dânsul a păstorit biserica din media și ginerele dânsului, Beni Cocar, au fost ani de creștere a Bisericii din Mediaș și oarecum Mediașul a fost un al doilea loc din țară după Oradea, unde a început acea trezire spirituală. Despre Beni Cocar, ce-ți mai aduce aminte? Îmi aduc aminte destul de multe. E adevărat, nu vreau să intru în, în dispute pro sau contra. Noi fiind acolo la Cupșa Mic, eram într-o legătură permanentă cu ei dincolo de toate lucrurile din spate pe care unii le presupuneau că le fac doar pentru a emigra din țară, pentru a pleca din țară, și el, Beni, avea o carismă deosebită și oamenii răspundeau mesajului, răspundeau, răspundeau chemării. E adevărat că pentru tipicul bisericii de atunci, felul în care se raporta el părea ceva, ceva diferit, ceva nepotrivit, poate chiar ceva utopic. Dar Oamenii răspundeau mesajul lui. E adevărat că unii au fost sinceri și au rămas, unii n au fost sinceri și au plecat, dar e adevărat că mediașul în acea vreme a început să se miște și au început să pocăiască oameni din oraș, din împrejurim, noi fiind foarte aproape, bineînțeles că atunci când aveam un botez sau un eveniment, mergeam acolo la media sau veneau ei la noi, dar de obicei când erau botezuri, mergeam cu candidații de botez acolo. Care a fost momentul decisiv care va a determinat să alegeți să-L slujiți pe Dumnezeu? Am crescut într-o familie, într-o familie de oameni credincioși. Tatăl meu, cum îți spuneam înainte, fiind prezbiter în Biserica Baptistă din Copșa Mică, și practic am crescut ca și copii fiind învățați cu tiparul Scripturii, cu mentalitatea Scripturii, dacă aș putea spune așa. Și tot timpul am, am făcut așa o comparație între ce propune lumea și ce propune Scriptura. Și cred că dorința aceasta de a urma pe Dumnezeu, de a merge pe calea credinței, a venit, a venit așa în mod natural, în mod logic. Nu pot spune că a existat un moment când, dintr-o dată, șocat, m-am trezit dintr-un vis, și, ci efectiv, în mod logic, pe backgroundul acesta al familiei, a venit această, această hotărâre de a urma calea credinței. Și eu zic slavă lui Dumnezeu, toți copiii suntem pe, pe calea Domnului și cred că e cea mai mare bucurie și pentru părinți și pentru noi. Cu siguranță că pentru o familie de oameni credincioși, bucuria cea mai mare este aceea de a vedea copiii că merg pe calea Domnului, dar cred în același timp că pentru un părinte care a slujit ca presbiter, diacon, pastor una dintre cele mai mari bucurii este să își vadă copiii devenind lucrători pe ogorul Evangheliei. Cum a fost chemarea la lucrare? Chemarea pot spune că are rădăcinile undeva în trecut în copilărie. La vremea respectivă citeam foarte multe cărți de misiune. Misionari plecați într-o parte și în alta. Aveam uh, foarte mulți musafiri la vremea respectivă, oameni implicați în lucrare. le auzeam pe tata cum povestea cu oamenii aceștia, își împărtășeau și greutățile și bucuriile lucrării și cumva... Pe lângă toate astea, crescând în acea biserică de la Cupșa Mică, acea biserică micuță, tatăl meu s-a ocupat de noi câțiva băieți. Eram acolo vreo 5-6 băieți și s-a ocupat cumva de noi. Da, ne punea, chiar dacă aveam 14-15 ani, ne punea să vorbim în biserică și treptat ne-am deprins cu lucrurile astea și exact pe aceeași, să zic, pe aceeași linie logică oarecum, eu am simțit chemarea pentru, pentru lucrare. Această, această chemare mi-a fost confirmată și de alții. Și alți frați au spus în repetate rânduri, credem că Dumnezeu te cheamă să slujești sub, sub felul acesta de a predica Evanghelia. Și așa a venit. Deci pe un fundal, pe un background construit, atât prin lectură, cât și prin exemplul părinților, cât și prin întâlniri cu... Alți frați care erau deja implicați în lucrare. Ai urmat apoi cursurile Institutului Teologic Baptist din București și a venit momentul implicării în lucrare. Care a fost prima biserică pe care ai păstorit-o? Da. Și cum a fost trecerea de la etapa aceasta de student la etapa de păstor? Aici, dacă îmi permiți, vreau să spun că. Înainte am făcut ingineria, formația mea profesională e de, sau formatul meu profesional e de inginer și am avut așa, așa un gând că nu mă duc să studiez teologia până nu mă căstoresc, să văd ce soție am, dacă mă susține în lucrare. Da? Pentru că în toate întâlnirile astea care au fost în casa noastră, am văzut și frați păstori, prezbiter, diacon, slujitori sub o formă sau alta, care se plângeau de faptul că soțiile lor nu-i susțin în lucrare. Și căsătorindu-mă doar la 25 de ani, abia atunci m-am dus și la, și la seminar făcut, cum ai spus, Institutul Teologic Baptist la București. Până atunci am fost implicat în lucrare, prin, prin predicare, în mod special în Biserica Baptistă Betania din Sibiu. Acolo am fost implicat foarte mult în lucrarea cu tineretul și în Alege Viața, lucrarea cu studenții. Și bineînțeles și în alte lucrări, cu copii, cu adolescenții, lucrări mai micuțe. Iar apoi m-am căsătorit, am făcut seminarul și încă din anul în care m-am căsătorit, în 2001, am început să merg la Biserica Baptistă din Racovița și în 2002 mi-au cerut să fiu pastorul lor. Eu eram în anul 2, parcă, la seminar. Și de atunci, din 2003, am acceptat să fiu pastorul lor. Și pentru o perioadă de timp am fost pastor acolo. Deci aș putea spune Biserica Baptistă din Racovița. e prima biserică pe care am, am slujit-o în calitate de, de pastor. A fost o vreme în care ai slujit într-o biserică baptistă, iar acum slujești într-una din cele mai mari biserici creștine după Evanghelie, Biserica din Cisnădie. Spune-ne câteva lucruri despre lucrarea pe care o faci la ciznădie și care sunt diferențele. Vezi vreo diferență între Biserica Baptistă și Biserica Creștină după Evanghelie? Da, trecerea de la Biserica Baptistă la Biserica Creștină după Evanghelie a avut un background liniștit. Efectiv, frații de la ciznădie m-au invitat la o discuție și mi-au propus să vin ca și pastor la ei eu am cerut o perioadă de timp de post și rugăciune după care le-am spus că am toată libertatea să vin m-am consultat cu frații de aici din Sibiu și nu doar cu ei și toți m-au încurajat Dute te Ema, du -te. nu am avut niciun motiv să plec de la Racovița, lucrarea mergea nu știu încă nu pot înțelege în totalitate de ce Dumnezeu a deschis această această portiță și de ce cumva m-a silit, m-a împins să intru pe ea. Ce pot spune că, referitor la Biserica din Ciznădie? am găsit o comunitate de oameni credincioși, oameni ancorați pe scriptură, oameni preocupați de o trăire practică, de practica vieții de credință și oameni care m-au susținut până acum în, în tot ceea ce s-a făcut. Diferență de, de doctrină sau de dogmă, nu aș putea spune că am identificat ceva extrem de, de, de diferit. Oamenii sunt tot oameni, au aceleași probleme, citesc aceeași scriptură, au texte pe care le văd unii într-un fel, unii în alt fel, au aceleași frământări, au aceleași căutări. La urmă urmei, toți ne străduim să ajungem la acel punct comun plăcut lui Dumnezeu, dar nu aș putea identifica anumite chestiuni, să zic, dogmatice, poate la capitolul organizare un pic. Aici ar fi niște diferențe, în sensul în care în cultul creștin după Evanghelie, conducerea bisericii este asigurată de Comitetul de Presbiter sau de, de, de sfatul de frați. Cam, cam atât, nu aș putea identifica. În rest, diferențe de formă care oricum nu, nu comportă în sine, în, în ele, o o anumită esență, ci doar... Slujești formă. nu doar ca păstor, ci și ca profesor la Institutul Timoteus. Ai mai predat în alte părți, în lume. Spunem cum se împacă cele două, slujba de păstor și de profesor și care sunt materiile pe care le predai. Am predat, am predat hermeneutică, etică și în mod special homiletică în calitate de profesor asociat la Institutul Timoteus și, bineînțeles, la diferite colegii particulare sau prin diferite biserici din țară și din, și din străinătate. Din punctul meu de vedere, cred că oamenii care slujesc în biserici, ca și pastori, ca și prezbiteri, sunt cei mai potriviți pentru a fi profesori. Pentru că, într-un anumit fel, învățarea teologiei ar trebui să se lege de partea practică. Adică nu-i poți învăța pe oameni teologia din punct de vedere teoretic și practica să nu fie pe acolo prin apropiere. De aceea eu cred că cei care sunt păstori, cel puțin din partea mea, cei care slujești, cei care sunt păstori și prezbiteri și oameni recunoscuți cu autoritate spirituală în biserică, au cea mai mare recomandare pentru a fi profesori, pentru că reușesc să îmbină partea teoretică pe care o predau. Cu partea practică la care se raportează în fiecare zi? Fără îndoială că cele două se completează foarte bine una pe, pe cealaltă și, așa cum ai spus, este ideal ca un profesor de institut să fie în același timp păstor într-o într biserică. Slujitor da. într-o într biserică. Cum simți tânăra generație studenții care se înscriu acum la. Institutul Teologic există, pasiune pentru lucrare, pentru scriptură, ce ar trebui să facă bisericile, poate, din România ca să-i motiveze pe tinerii bine pregătiți pe care avem în bisericile noastre să urmeze slujba aceasta sau pregătirea academică pentru a deveni păstori. Din ceea ce văd, sunt tineri serioși care vin la institut și vorbesc de institutul unde predau eu. Sunt și tineri mai puțin serioși. Dar observ că, cei, că cel puțin după un an sau doi de studii, cam toți intră pe o linie a seriozității accentuate. Acum e adevărat că terminarea studiilor ar trebui să coincidă cu asumarea unei responsabilități în lucrare. Și poate că aici există o anumită problemă din partea bisericilor, și mă refer atât la cele creștină pe Evanghelie, cât și la cele baptiste, adică mediile pe care le cunosc, pentru a oferi oportunitatea acestor tineri de a sluji. Bineînțeles că aici mă refer la tot ceea ce implică o astfel de oportunitate. Să îi dai și credit, să îi dai și autoritate poate și anumită recompensă, pentru că discrepanța asta e enormă. Da? Te duci și studiezi teologia și discrepanța materială e enormă față de unul care studiază inginerie, de exemplu. Sau medicină. Sau, sau medicină sau altceva. Și atunci vezi cum merg lucrurile astea. Toate au o focalizare materială și tind să pierzi focalizarea spirituală. De ce? Pentru că cei de lângă tine toți progresează din punct de vedere material. Au o casă bună, au o mașină bună, își fac con două concedii pe an, în Austria, în Grecia, în alte țări, iar tu care studiezi teologia, ai mai puțin, ești mai, mai rezervat în toate lucrurile și poate că și aspectul acesta e privit prea materialist, poate dintr-o postură prea materialistă. Și poate mai există și tendința unor biserici de a spune trebuie să-l ținem pe păstorul nostru cât mai smerit, cât mai umil da. Da. ca să da, nu da, da. se da. mândrească cu da. ceea ce Probabil are a, ceea astea ce sunt, poate. Astea sunt experiențe pe care fiecare biserică le știe dacă, dacă le are. Ce cred că mai este schimbul acesta între generații? Cred că ar trebui ca schimbul acesta de generații să se facă mult mai devreme. Adică un păstor, un slujitor a ajuns undeva la 45-50 de ani, deja ar trebui să aibă pe altcineva lângă el. la da? Care să meargă o perioadă, încă 10-15 ani cu el și apoi să-i predea. Deci, oricând ne-am strădui, să fim serioși, sunt conștient de lucrul acesta, cel puțin tatăl meu așa m-a învățat și mi-a spus, copile, când ajungi la 65 de ani, la 70 de ani, bagă bine la cap că nu mai ești de 40 de ani, nu mai ești de 30 de ani. Și ar trebui să faci loc și pentru un altul și tu cumva să treci pe, pe locul doi. De altfel e un principiu biblic. E o perioadă în care ești mai evident, apoi te retragi, lași pe altul și tu ai mulțumirea înaintea lui Dumnezeu că ți-ai făcut lucrarea care a trebuit făcută. Îți spun o întrebare acum dificilă și sper să nu supărăm pe nimeni. Așa. De ce crezi că predarea ștafetei de către unii păstori este atât de dificilă? Să-ți răspund pe măsura întrebării, poate ar trebui să întrebăm pe ei. De ce e atât de dificil? Din punctul meu de vedere, cred că există o categorie de oameni care s-au obișnuit cu a fi în centrul atenției. În momentul în care ieși la pensie, ar trebui să faci un pas înapoi. Atenția se focalizează pe un altul. Și asta ar putea să fie extrem de greu. Apoi, ești obișnuit cu uh, o masă de oameni care, sub o formă sau alta, ascultă de tine. Tu dai direcția. Mă, dintr-o să apară altul cu 20 de ani mai tânăr decât tine, să dea el direcția, tu care ai fost acolo în breaslă 30 de ani sau 40 de ani, foarte greu accepti să vină cel tânăr să te învețe pe tine. Și apoi cred că mai e vorba și de... Uh, resursele de orice fel care vin în biserică, atât resurse relaționale și spirituale, în primul rând. Sunt oameni care vor ca tot timpul ei să fie, să fie acolo. Acum, nu aș vrea să înțelege asta ca o acuză pentru, să zic, pentru păstorii mai în vârstă decât noi, ci eu, eu am dat răspunsul acesta spunându-mi în același timp mie. Că dacă Dumnezeu îmi dă viață... Ajung și eu acolo și ar trebui să am înțelepciunea să știu să fac un pas înapoi, că e vremea altuia și sper ca Dumnezeu să-mi dea Da, Sunt să convins că cei ce ce care sunt. ne urmăresc înțeleg faptul că am vorbit cu toată seriozitatea, cu toată sinceritatea, da. respectând foarte mult lucrarea înaintașilor noștri și uh, apreciind ceea ce Dumnezeu a făcut prin ei pe parcursul anilor, dar. Mă gândesc exact la un lucru pe care știu că l-ai abordat în tema de doctorat, și anume relevanța. Uh -huh. Cât de relevant mai este un om la 70 de ani pentru o generație tânără care crește în bisericile noastre? Ce rol crezi că are ideea aceasta a relevanței în bisericile pe care le slujim? Și cum putem găsi metode relevante? de a vesti Evanghelia și de a face lucrarea în anul 2020? Da, eu cred că noi ne-am înțepenit oarecum într-o anumită formă. asta nu e biserica, asta ne sunt scaunele sau băncile așezate așa sau așa și orice tentativă de a ne manifesta un pic altcumva este tratată cu suspiciune și cu o oarecare respingere. De ce? Pentru că așa ne simțim bine. E, e o chestiune pe care o facem de 20 de ani în același fel nimeni n-a comentat, toți au fost mulțumiți mai puțini cei nemulțumiți dar cred că pentru noile generații care vin și care sunt mult mai frământate cu problema păcatului și mai întorși pe toate părțile și expuși păcatului mult mai mult decât am fost noi cred că abordarea ar trebui să fie alta mă uit în scriptură Pavel a fost relevant sau era relevant pentru că se ducea acolo unde sunt oamenii. Pe stradă, într-o parte, în alta, vorbea pe limba lor, da? folosea limbajul lor. Acum, să mă înțelegi că eu cred că toată această relevanță ar trebui supus unei vieți de post și de rugăciune și de călăuzire a Duhului Sfânt. Dar și eu simt, la vârsta la care eu am, la 45 de ani, că parcă nu mai pot fi atât de de aproape de tinerii de 16 ani, de 17 ani, cum am fost în urmă cu 15 ani. E un dat al vieții, dat de Dumnezeu, imprimat de Dumnezeu vieții noastre și nu, nu avem ce face. De aceea cred că biserica ar trebui să găsească acele resurse care să păstreze esența, adică păstrăm cuvântul, păstrăm călăuzirea Ducului, păstrăm scriptura, dar schimbăm forma. Schimbăm forma. Eu nu văd nicio problemă dacă, dacă am crescut într-o biserică unde a cântat corul și acum avem orchestră. nicio problemă. Dacă orchestra a cântat doar cântările, doar cântările din cartea, cântările Evangheliei și acum adaugă și altele. Nu e nicio problemă. Cântarea trebuie să păstreze esența aceea prezenței lui Dumnezeu. Forma ei, cred că e secundară. La fel și întâlnirea, întâlnirea bisericii. Și noi, noi am experimentat acum în această perioadă diferite forme în care ne-am întâlnit ca și Biserica. Nici una dintre aceste forme n-a semănat cu ce am făcut până în martie. Și văd că totul a fost în regulă, oamenii au fost încântați, bucuroși că ne-am putut întâlni, chiar dacă forma a fost alta. Uimitor! Eu constat că Biserica are capacitatea de a se adapta noilor schimbări sociale. Are o capacitate extraordinar de mare. Dacă nu se adaptează, e din cauza celor care sunt în fața Bisericii. Părerea mea. Știu că ești implicat în calitate de președinte a bordului postului de Radio Văcea Evangheliei la Sibiu. Spunem ce impact are acest post de radio. Mai este el relevant pentru generația noastră, pentru vremurile noastre sau este o metodă deja arhaică de a transmite Evanghelia. Vorbesc despre postul de radio de la Sibiu. Din feedbackurile pe care le avem, Radio Voce Evangheliei Sibiu e un post de radio ascultat de de mulți oameni din diferite confesiuni. În online, ascultarea zilnică e undeva la 20 25000 de de persoane. Zilnic, în online, ceea ce înseamnă un număr mare de persoane media sau categoria de vârstă care ascultă cel mai mult radio e undeva între 30 și 40, 41 și pic de ani. Cei sub 30 de ani sunt un pic mai, nu aș spune mai reticenți, dar mai reținuți. E adevărat, sunt oameni care merg la lucru, care vin seara, care au alte preocupări, care ascultă radio doar pe mașină, dar din ceea ce constatăm, și din feedbackurile care ne vin de la oameni, Radio Voce Evangheliei Sibiu încă e un post care se menține, se menține cu relevanță și cu impact pe piață. Avem oameni care s-au întors la Dumnezeu, avem oameni care au tot felul de întrebări și care sună și întreabă cum ar trebui să înțeleg lucrul acesta, cum ar trebui să-l fac. Și aici nu mă refer neapărat la oameni din mediul protestant sau neoprotestant, ci din mediul tradițional, ortodox, catolic oameni care vor să afle mai multe despre Dumnezeu, oameni care cer predici, cântări. Zic că, la urmă urme, peste toate astea vine lucrarea Duhului Sfânt, care îi convinge că au nevoie de mântuire. Stând de vorbă cu slujitori din cultul creștin după Evanghelie, din cultul baptist, foarte multă lume spune că ești unul dintre păstorii dinamici. Care crezi că sunt elementele principale care ar trebui să-l definească pe un slujitor al lui Dumnezeu în 2020. Eu cred că, în primul rând, ar trebui să fie un om călăuzit de Duhul Sfânt. Fără dor, fără dor și poate, <coughs> orice om care e călăuzit de Duhul Sfânt uh, rămâne relevant pentru generația lui. <coughs> Apoi, cred că ar mai trebui să ții cont un pic de de tiparul zic, comunității în care te miști. În ce sens? În sensul adaptabilității acestui tipar la noile condiții sociale, fără să pierdem din vedere, din vedere esența. Da? Adică, din punctul meu de vedere, eu sunt gata oricând să sacrific forma în favoarea altei forme, dar să păstrăm esența. E adevărat că poate primele, primele obiecții aici vin din partea comunității, vin din partea uh, comitetului, a fraților care au făcut lucrurile într-un anumit fel an de zile și de multe ori nu reușim să schimbăm forma prea, prea, repede, de dragul păcii, a liniștii și așa mai departe. Dar eu cred că noi ar trebui să avem mintea deschisă și să fim dispuși să schimbăm forma uh, pentru a ajunge cu Evanghelia la, la oameni. Am străbătut o perioadă destul de dificilă, perioada aceasta de pandemie și, așa cum ai spus, bisericile au încercat să găsească metode noi de a avea părtășie, de a transmite Evanghelia. Care au fost lecțiile pe care le-ai învățat în perioada? Pandemii. Prima lecție pe care am învățat a fost că biserica se adaptează pe orice condiție socială și rămâne biserica rămâne unită. Am avut surpriza plăcută, cel puțin în biserica noastră, să văd că uh, oamenii au răspuns extrem de ușor acestei provocări de a ne întâlni pe platforme online, pe Zoom respectiv, pe Webex ne-am întâlnit noi și oamenii chiar veneau cu, cu drag la aceste întâlniri online. E adevărat că forma s-a schimbat total, nu am putut aduce forma din biserică, cu, cu oră de rugăciune, cu timp de predică, cu timp de masă Domnului, cu timp de cântări, de poezii. Forma s-a schimbat total, pentru că ne-am pus întrebarea care e esența întâlnirilor online, care e esența. Vrem ca oamenii să primească hrană. Ok, atunci ne axăm pe, pe cuvânt. Am limitat timpul întâlnirilor la o oră și ne-am axat pe, pe cuvânt. Și am avut surpriza plăcută să constatăm că oamenii au venit la întâlnire și așteptau întâlnirile. Asta e o primă lecție pe care am învățat-o. A doua lecție în care am intrat un pic e această, această capacitate de a adapta noile modalități la cerințele care sunt acum. Nu ne putem întâlni fizic. Bun, dar cum facem ca, ca acea comunitate în care ești parte? să primească totuși hrană spirituală. Și aici intervine din nou călăuzirea Duhului Sfânt să găsești și să nu încerci să aduci o formă veche, să o bagi într-un tipar nou, că nu, nu, nu merge. Cel puțin la noi nu, nu a funcționat. Mă întrebare, cum crezi că va fi viața bisericilor după pandemie? Ce pronosticuri faci? Cum anticipezi activitatea bisericii Va fi o schimbare radicală sau vom reveni la unele lucruri pe care le-am practicat înainte? Cred că viața bisericii va depinde de viața particulară a fiecărui individ din biserică și, în mod special, a bărbaților. De asta, noi, chiar în zilele următoare, o să avem o întâlnire cu toți bărbații din biserică în care vom discuta cum vom merge ca biserică mai departe. E clar că în perioada aceasta, noi am ajuns la convingerea că nu putem merge mai departe așa cum a mers în trecut. Condițiile sociale s-au schimbat și zilele următoare vom avea o discuție în care vom analiza cum vom merge ca biserică mai departe și cum își asumă fiecare bărbat din biserică prezența și participarea la, la viața bisericii. Nu știu care vor fi rezultatele, dar sunt plin de încredere, aștept cu, cu încredere. Cred că dacă oamenii vor înțelege dacă vor înțelege că viața bisericii sau sănătatea bisericii depinde de sănătatea lor, se vor implica și își vor da tot interesul. Pe de altă parte, din punct de vedere formal, probabil că o perioadă de timp vom merge așa cu această distanțare socială, dar eu cred că aici intervine capacitatea celor care conduc biserica de a face o schimbare de formă care să care să acopere cumva această, această, lipsă care vine prin distanțarea socială. Noi trebuie să, să gândim ceva dar care să acopere lipsa asta pe care o avem din cauza distanțării sociale. Am putea încheia spunând în felul următor, ne-am distanțat social, fizic unul de celălalt, dar avem obligația să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Ai simțit în perioada aceasta că Oamenii s-au apropiat mai mult de Dumnezeu? Uh, unii da, unii ba. De exemplu, ne trezim la biserică după trei luni cu oameni care în astea trei luni n-au cântat deloc. N-au deschis gura să cânte deloc. N-au cântat deloc acasă. Ei, după trei luni, spune, hai să, să cântăm. Se vor uita la tine așa ca picați de pe altă planetă. Uh, N-aș putea spune că s-au apropiat de Dumnezeu. Poate au avut o stagnare, poate o depărtare. În același timp am văzut și oameni care, oameni plini de pasiune, de bucurie și care abia au așteptat să ne întâlnim. Îi simți că s-au apropiat de, de, Dumnezeu. Ca întotdeauna, unii s-au apropiat de Dumnezeu, unii au rămas, alții s-au -au îndepărtat de Dumnezeu. Mă gândesc aici, mă gândesc la mine. Cred că provocarea cea mai mare prin întrebarea asta mi-este adresată mie. Cum, cum am trecut eu această perioadă? Cu o mulțime de frământări, vis-a-vis -vis de biserică, de, de lucrare, cu o multitudine de frământări în ce privește viața personală, cu rugăciuni, cu cântare, cu Biblie, cu încercarea de a echilibra toate lucrurile și în familie, și școală, și biserică, și de a rămâne aproape de oameni. Cum spunea spunea Dani, am distanțat social, dar cred că această distanțare socială nu a însemnat întreruperea părtășiei frățești. Nu, sub nicio formă. Nu ne opri nimeni să-i sunăm, să întrebăm ce fac, să ne rugăm pentru ei. E o, altă formă, e o altă formă socială de a ne raporta. Nu cred că ar trebui să ne sperie. Duhul Sfânt ne dă, ne dă, ne dă libertatea aceasta de a crea noi moduri în care să ne raportăm unii la alții. Nu se poate așa, nu-i nimic. Ne punem invers și ne întâlnim altcumva. Nu se poate în biserică câte 500, nu nimic, ne întâlnim la trei programe câte 150. Nici o problemă. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să ne dea înțelepciune, așa cum ați spus, să ne adaptăm la noile condiții, ținând cont că avem un Dumnezeu înaintea căruia trebuie să ne închinăm și o țintă aceea de a ajunge cu Evanghelia la cât mai multe suflete. Mulțumesc, la fel vă doresc! 阿弥。